Cele mai ieftine jocuri le găsiți pe Eneba și nu uitați să folosiți codul DS3 pentru 3% reducere. Bun, salutare tror, numele meu este DS și astăzi ne găsim la un nou episod, băieți, pe acest canal. Ne găsim la un nou episod din frumoasa noastră carieră în care vom face ultimele noastre transferuri și vom vedea care este grupa Ligii Campionilor în care am picat. Păi în primul și în primul rând vedem că în cupă am picat cu farul Constanța, nu ne interesează, play-off-ul încă nu putem afla. Supercupa a fost câștigată de către PSG, mă întorc puțin cu spatele, după care mă întorc de nou și vedem prima grupă, Barcelona, Leipzig, Fenerbahce și Shakhtar Donetsk, o grupă foarte, foarte mișto, mi-ar fi plăcut să pic cu oricare din aceste echipe. Eu sper că am picat cu Manchester United, dar n-am picat pentru că se află în grupa B, Manchester United, Inter, Benfica și Moscova. Am picat cu Lokomotiv Moscova, care este mai bun decât ea, cu Juventus Torino și cu Dortmund. Hopa, Dortmund pe locul 1, Juventus pe 2, Oțelul pe 3 și Lokomotiv Moscova pe locul 4. Cam acesta este topul. O grupă destul de dificilă, după care avem Spurs, Milan, Monaco și Anderlecht, PSG, Hertha Berlin, cu care am întâlnit Villarreal și campioana Danei Marcei, după care avem Liverpool, Lyon, Sporting, Dinamo, Kiev, Real, Bayern, Ajax, Spartak, Moscova și City cu Atletico de Madrid, Roma și Basel. După care mai departe ne uităm doar rapid dacă avem vreo echipă din Liga 1 din România și nu mi-apare absolut nimic încă. Spuneți-mi că avem măcar o echipă, băieți. Craiova? Nu, nu avem nicio echipă. Din păcate, se pare că noi vom fi singura echipă care vom reprezenta România. Uite, și am citit acolo în loc de Cracovia, am citit Craiova pentru o secundă. Mamă. Victorie cu gaz metan Mediaș și urmează să întărim echipa cum trebuie. Floca nu știu ce vrea de la viața mea că nu stau și citesc. Jucătorii convocați: Lukaku, Andone, Medi, Stoian, Sorescu și Sefer. Ar cam trebuie să ne punem pe făcut transferul, sincer să fiu. Ar cam trebuie să ne punem cum trebuie, pentru că avem o grupă destul de dificilă. Am văzut că am picat cu Dortmund și vedem că am picat cu Juventus, ceea ce este foarte, foarte dificil. Avem un buget de transferuri de aproximativ 24 de milioane, unde am putea aduce un portar și mă gândesc la Neto, cred că Karius nu, poate cine știe, mai avem aici câțiva jucători, ne trebuie și un apărător acolo, forță și o bandă. Va fi o perioadă de transferuri destul de interesantă, dar vom merge până pe data de 31. Să facem, mamă, dar avem meci chiar prin 1 septembrie, nu ni s-a dat așa o pauză. Vedem că în sfârșit brazilianul nostru, bă, am putea încerca o chestie. Putem negocia cu aceștia, vedem și că suma transferului este una mai ridicată datorită faptului că jucătorul este mai scump, a făcut 73 overe. Dar am putea cere un schimb cu jucătorul pe care nu îl dorim. Și ne-am putea cere Un 2 milioane și pe Teixeira. Cum ar fi? Vedem că nu vor să ne-l dea pe Teixeira. Atunci o să zic de un 10 milioane fix. Îi zic că 9,3. Haideți măcar să fie un 9,5 și accept 9,5. Igor va pleca la Fenerbahce, surpriză mare. Dar nu știu dacă a fost cea mai bună idee să vindem, pentru că bugetul nostru se va mări, înseamnă. Mai înaintăm încă o zi. Foarte frumos, Dybala la Real Madrid. Uite, că am aflat și echipa. Dolberg la Fiorentina. Foarte interesant, brazilianul nostru deja s-a vândut. Primim și scout pe mulți jucători, mai ales pe portar, și avem un buget de 30 de milioane, deci vom face, îmi pare rău, vom face transferuri de 10 de milioane în Liga 1 din România. Iar la portare, Altub, foarte, foarte slab. Avem aici o bază, avem un jucător de 15 milioane, mamă, s-a vândut Mendy, nu vine să cred. Știu că îl putem cumpăra pe Mendy. Mă, dacă băieții sunt de acord să ne dea portarul pe un 10 milioane... Dar nu văd logica, adică s-a transferat și încă îl putem lua. Bă, dar totuși Neto este mega ieftin. Neto, cred că este chiar extrem de ieftin. Bine, acum că stau și mă gândesc, cred că o să aduce mai mulți brazilieni la noi decât am adus români, mai ales în această perioadă. Uite, ok, încercăm, forțăm, vedem ce vom reuși. Și la acest moment eu îi întreb dacă ești de acord să ne-l dei pe Neto pe un 4 milioane. 7 și 5% dintr-un viitor transfer. Las acel 5% dintr-un viitor transfer.
putea. Un 4,5 și un 5% într-un viitor transfer, eu zic că este perfect. Ei zic că nu și vom continua tot așa. Înseamnă, ei se mai gândesc. Am înțeles. Doar că salariul, din păcate, este unul uriaș, uriaș, uriaș. Și avem oportunitatea de a ne lua un râbă. Se pare că și Manea poate fi destul, destul de ieftin. Manea ca râbă de rezervă, se ține în minte chestia asta. Tot de un 5 milioane, ei zică 6. Mă, de acord să fii dintr-un viitor transfer, dar doar un 5% cu 5 milioane. Se pare că ei zic 5% într-un viitor transfer. Da, cred că e puțin buguit jocul și o să-mi dea aceeași ofertă iar și iar și iar. Dar ce să-i facem? 6,4, am înțeles. Eu le zic din nou, 5 milioane și 5% într-un viitor transfer. Se pare că și acest antrenor se mai gândește. După care ar cam trebui să ne aducem și un super jucător și avem oportunitatea de a-l aduce pe Bonucci, se pare. Destul de ieftinuț. Putem aduce în acest moment foarte, foarte, foarte mulți jucători și eu zic să... Dacă tot le-am vândut celor de la... Fenerbahce un jucător, eu zic să cer acum un jucător. 8 milioane, băieți, 8 milioane, un record total. Alex, care, dacă nu greșesc, a fost antrenat de către Mircea Lucescu și a fost vândut pe 50 de milioane de euro. Și eu zic să vină în Liga 1 de România pe un 8 milioane și va fi jucător titular, doar că pe poziția de L. W, pentru că ne trebuie acolo ceva ca lumea și nu se schimbă nimic. Băieții încă nu învățați să negocieze. Am înțeles. Eu zic 8 milioane până când micșorează și suma. Dar dacă nu vor să micșoreze, nu micșorești nicio. Sic. Mai înaintăm cu încă o zi. Înseamnă, ca să vedem ce zic băieții, mamă, brazilianul nostru se pare că este trimis la acea echipă purtând tricoul cu numărul 10. Deci un super transfer. A dat un brazilian și noi vrem să luăm un brazilian. Și o să-i întreb din nou de un 5 milioane, după care voi începe și o să măresc. Ei zic că vor 7,1, eu zic că vreau un 5,5. Hai, mai scădeți și voi. Atunci zic că ultima mea ofertă va fi de 6 milioane pe Neto de la Barcelona. Mă, dar are un salariu imens, băi, are un salariu imens, un 6 milioane. După aia o să mor la salariu și vedem că accept un 6 milioane. După care ar fi cazul să negociem și la Manea, la râbâul nostru de rezervă, care și el la fel este jucător convocat la națională și este un jucător destul de ieftinuț, de ce nu să vină la Galați. Voi întreba din nou de un 5 milioane, foarte frumos, îi zic un 10% într-un viitor transfer, eu zic că fiți atenți, troll. 1% într-un viitor transfer, îi zic că 6. Eu zic că... 2% într-un viitor transfer. Cum vine asta? Cum vine asta? Ei zic că 6 rămâne 6. Atunci 5 milioane 6% într-un viitor transfer. Manea poate veni acum la Oțelul Galați să ajute echipa în Liga 1 de România, pentru că garanta nu va prinde meciuri, ce să vedeți, în Liga Campionilor. Poate doar dacă are puțin noroc ca rezervă. Ah, și vedem că Alex Teixeira a acceptat. Perfect, a acceptat. Îi dăm crucial din prima, doar că deja vedem un salariu destul de ridicat. Da, ce să mai zic și eu, văd că vrea să stea doar un an la noi. Hai că nu o să fie salariul chiar atât de mare, așa că îi dau un 2 ani. Alex Teixeira fără nicio clauză de reziliere și salariul va fi unul destul de ridicat. O să întreb de un 30 cu un 300. Noi am dat un brazilian și vom lua un brazilian, un 35 cu 350. Mamă, vrea acum mai mare, vrea mai mult. Hai că întreb din nou de un 35 și accept. A doua oară vedem că accept. O încercat, dar asta este Alex Teixeira de la Fenerbahce. Vine direct în Liga 1 din România. Îl mai avem și pe Manea, trebuie să negociem și salariul lui Manea. Sper să ceară unul destul de micuț. Pe tine o să te întreb dacă vrei și altceva, că sigur nu o să vrei tu să fii crucial. Rotation este destul de bun, am înțeles. Cred că și lui Teixeira putem să dăm ceva mai puțin, dar nu crucial. Dar asta este un contract pe... Hai să fie un contract atunci pe 4 ani. Să fie totul perfect, fără nicio clauză de reziliere pentru românașul nostru. Iar salariul nu vrea să ne-l zic, atunci o să-i ofer eu un 8.000. Un 80.000, sper să fie ok și vedem că acceptă. Poate chiar i-am dat cam mult sau poate i-am dat cât trebuie. Iar acum, băieți, un nou brazilian la Oțelul Galați. Dar nu știu ce să zic. Ce salariu îmi cere? Un nou jucător de 80 overe la noi.
un contract, un singur anișor, nu mă interesează dacă pleci din sezonul următor, vreau să-l micșorez, vreau să scap cumva de el. Vreau să-i dau una, dar mă doare una, 50 cu 500 de mii, 50 cu 500 de mii. Vedem că acesta vrea mai mult, vrea un 70 acolo, așa că o să-i măresc la un 60 de mii, cu 600 de mii, bă, leu, ce salariu îmi cere aici. Mă doare inima, atunci o să mă opresc și mai mult de atât nici nu o să-i dau. Mamă, mamă, mamă. Deci gândiți-vă că până acum cel mai mare salariu la un jucător la noi era de 12, de 12 mii. De acestuia o să-i dau un 65 de mii, băieți. 65 de mii și acceptă. Neto este noul nostru portar, iar la acest moment am mai rămas cu 6 milioane, cât să ne mai aducem un apărător de rezervă. Neto, care se pare că este convocat la Naționala Braziliei. Avem un jucător care este convocat la Naționala Braziliei, ceea ce este foarte bine, dar Teixeira nu. Și avem un super jucător, LW. Dar trebuie să-i schimbăm poziția. Deci echipa noastră arată destul de bine. Neto acolo în prim plan, doar că vom alege un alt jucător. Ofertă și pentru Ciobanu. Opa. O bandă de a noastră. De ce nu? Suma este destul de ok, nu mai stai să mai negociem. 3 milioane mi-a pleacă încă un jucător. Și de banii aceștia măcar ne mai luăm încă un apărător, dar ceva mai bunicel. Îl vedem chiar aici pe Neto, fostul portar al lui Fiorentina, Juventus, Valencia și Barcelona. Și va lua tricou pe care logo la Valencia și Barcelona de-a lungul timpului, și anume tricoul cu numărul 13. După care lui Teixeira îi putem da ori tricou cu numărul 10, ori tricou cu numărul 29. Vedem că acesta a jucat la Brazilia Under 17 și Under 20, dar prefera un tricou așa mai 7, mai 11. În ultimul timp are doar tricou cu numărul 10, dar o să-i dăm tricou pe care l-a avut la Shakhtar Donetsk alături de Mircea Lucescu, și anume tricou cu numărul 29, pentru că în cariera noastră cel puțin a revenit în Liga 1 din România, a revenit cel puțin în Europa, mai bine zis, ca să facă performanță, și îl vom antrena pe poziția de L. W și sperăm să ne ajute să fie noua noastră bandă. Iar Manea vedem că și-a luat tricou cu numărul 2, care pare a fi un număr destul de bun pentru el. Medici are, de fapt cred că m-am obișnuit să-l văd pe Medici cu tricou cu numărul 5, deci cred că o să-l las așa. Așteptăm să și vândă banda noastră. Uite, Neto prezentat cu numărul 13, parcă este ceva mai bine. Mai sunt doar 3 ore, dar banda noastră se mai vinde. Mamă, vedeți? FIFA realist. Wijnaldum îmi placă la PSG. Vedeți? Foarte, foarte frumos. Aici primim un e-mail prin care ne se atestă că Ciobanu a plecat. Suma noastră de transferuri este de 6 milioane în acest... Oh, 8! S-a mărit de bea acum. 8 milioane mi se părea mea chestie cam puțin. Și am rămas doar cu apărători pe care îi putem cumpăra. Drăgușin... Marcon Ampadu de la Barcelona, Mingueza, dar nu știu dacă ar merge la CMP Ampadu, pe Godin, care este cam scump, pe Bonucci, pe Otamendi, pe Socrates, care este prea important, dar o să scoatem de aici și un Godin, și un Bonucci, și un Ampadu, că parcă sunt prea scumpi. Naciu nu știm, și fost un jucător aici al lui Dinamo, Mevșlar merge și el, dar nu știm OVR-ul. Știm că ar merge doar ca rezervă. Hai să încercăm la Otamendi din prima și gata. Întrebăm de un 3,5. Ca să fie totul perfect, un 3,5 acolo. Și vedem că îl vrea pe Dani Mocanu. Bă, băiatule, Dani Mocanu nu-i de vânzare, băi. Urât din partea voastră, rămân la un 3,5, că m-ați supărat. O să-i întreb din nou de un 3,5 și vedem că sunt foarte, foarte aproape. Otamendi, v-am și zis, va fi adus strict să fie apărător de rezervă să ne ajute în Liga 1 din România. Foarte bine acceptă și acum o să-i facem și salariul. Vrea să fie important la această echipă. Ne-am întărit echipa de Liga Campionilor în ultimul, dar în ultimul hal. Un contract care va fi cel puțin pentru 2 ani, pentru că nu mai am chef să mai fac 1000 de contracte, știm că este și ultimul sezon. Am întărit destul de mult echipa și salariul va fi de un 15.000, 150.000, eu zic că este destul de ok și acceptă. Otamendi este noul nostru jucător și mă bucur că nu l-am adus pe Drăgușin sau pe Octavian Popescu, că n-am avut chef. Fac și alte transferuri. Suma de transfer a fost deja destul de ridicată, dar mă bucur că nu am exagerat-o.
Și aici, hop, acum sare Otamendi, 46 pace, dar va fi bun ca rezervă, de ce nu? Iar echipa noastră, băieți, la momentul actual arată ceva de genul acesta. Acum are Ano Diaz și Andone, Teixeira, Pereira și Sefer, avem deja, se pare, doi brazilieni în formă. Ducure, care este francez, Lukaku, belgian, Stoian, Medici, Sorescu și Neto, brazilianul. Din păcate, Niță va fi trecut ca rezervă, dar ce să-i faci? Bă, a apărat extraordinar. Niță, are 74 overe. Am adus un jucător cu 8 overe mai mult decât el. Se pare că Filip a plecat de la Dinamo, prezentat acolo și Teixeira. O să schimbăm numele, numărul de pe tricou, pardon. Viitorul nimic, FCSB nimic. Vladimirescu vine la Gazmetan în transferul. Noi am cumpărat de 22 de milioane și am vândut de 22 de milioane. Practic suntem pe profit, că ați văzut că era 22,5 și cumpărat 22,7 vândut. Vedem că Craiova și-a adus aici un jucător liber de contract, au și mai cumpărat și Academica Clinice pe cineva. Astra nimic, Manea vândut venit la noi, a plecat și acesta cu Vașici și Comuna Recea nimic. Teles, marcator destul de bun, am văzut toate mutările. Se pare că Otamendi își va lua tricoul lui preferat cu numărul 30, pe care l-a avut în continuu și la Manchester City și la Benfica, unde se află realitate. Tricoul lui preferat este chiar aici, iar echipa arată ceva de genul acesta, arată foarte, foarte bine. Trecem și vom simula meciul cu Portugalia. Hai să simulăm cea mai bună echipă care putem trimite, că avem practic cu Rusia și cu Portugalia și trebuie să facem acolo treabă bună. În 2024 mă gândesc că sunt meciurile de la Euro, deci vom da foarte frumos o simulare cu cea mai bună echipa noastră și, ce să vedeți, pierdem. Andone marchează, dar la ei marchează și Bernardo și Silva. Și ne mai avem un meci cu Rusia, dar avem și un antrenament, se pare. Haide, avem un meci cu Rusia, echipa de pe locul 4. Avem cea mai bună echipă pe care o putem trimite și scoate împotriva Rusiei un 1-0. Marcator a fost Stanciu. Olanda se încurcă și, ce să vedeți, am ajuns pe locul al doilea. În continuare rămâne Portugalia, România, Olanda, Rusia, Norvegia și Irlanda. Am calificat România la Euro, extraordinar. Iar mai departe, primul meci se pare că este împotriva lui Juventus Torino. Trebuie să pregătim din nou, ce să vedeți, echipa de rezerve. Intrăm, băieți, în meciul împotriva primelor două clasate din Liga 1 din România. Vedem acolo un Montini din nou la Dinamo, care se descurcă destul de bine. Moldoveanu, Popa, Anton, Răuță, Bani, Coadă, care Coadă este fostul nostru jucător, dar a plecat Filip, ce să vedeți, cu Grigore, Ekman, Crețu și Mitrovici în poartă la noi. Echipa de rezervă arată ceva de genul acesta cu Patu și Răducan, Păun, Mocanu și Bărbuț, Itu, Ghiocel, Otamendi, Deni, Răuț, Manea și Neto în poartă. Să lăsăm ori pe Neto, să o să lăsăm pe Niță, cred că o să lăsăm de acum mai mereu pe Neto, ca să fie acolo în formă. Vom simula așa și scoatem doar un 1-1. Montini și Patu sunt cei doi marcatori. Se pare că în continuare Dinamo și Oțelul Galați pe primele două locuri. Foarte, foarte nice. Iar în acest moment urmează debutul pentru noi în Liga Campionilor în această carieră. Că doar după cum știți, Dorinel Muteanu o mai antrenat această echipă, Oțelul Galați, și o mai trimis-o în Liga Campionilor. Păcat că ne-am întâlnit cu Manchester United, dar ar fi fost mult, dar mult, mult mai fain. Dorinel Muteanu pregătit din nou să ducă la conferința de presă. Era dor. Iar în acest moment, băieți, ne pregătim să intrăm în forță. Ne uităm foarte frumos în atac. Dembele, nu știm care Dembele, și Nunes, Bamba, Foden și Corea, Saul, Arthur, Philip, De Ligt, Paulista și Szczęsny. Noi iar că am trebuit să ne băgăm kitul negru, pentru că jucăm în deplasare și nici vom intra cu Oțelul Galați. Buguit, data aceasta este ok. Echipa nu cred că s-a schimbat. Cristiano Ronaldo, ce să vedeți, va fi rezervă la noi. Sperăm să fie un meci mult, mult mai fain, iar în acest moment măcar avem o echipă, băieți. Avem o echipă, ne-am făcut-o ca lumea. Să și vedem, cred că acela este Corea care se antrenează. Vedem foarte frumos Juventusul în kitul lor. Juventusul licențiată, nu avem parte de Piemonte Calcio. Andone pregătit să rupă, ca de fiecare dată, hai că am chef. Jucăm aici în deplasare, coreografie frumos, Teixeira, mamă, ce echipă de Licht. Chiar sunt curios, de fapt, să mă uit puțin la OVR-uri, dacă nu vă supărați, 87 OVR portarul și ne uităm așa.
Delict 89 cu Philip 83, Arthur 88, Saul 86, Corea 85, Bamba 84, Foden 88 era atacanții, 84 și 83, măcar știm acum care Dembele. Iar Cristiano Ronaldo, care mă gândesc că are cel puțin 85 OVR, ceva pe acolo, este rezervă. Opa, poate este accidentat în acest moment. Uitați, băieți, se strigă Gigi Becali. Fanii lui Juventus au auzit de marele mahnat. Și acum strigă cu toții Gigi Becali, crezând că este probabil clubul acestuia. Bă, dar Dorinel Muteanu a venit să ne învețe meserie, nu Gigi Becali. Hai să vedem, bă, dar nu ne dau puțin mingea, joacă foarte bine cei de la Juventus, se simt că este o echipă premium și un șut din prima, dar apără netul aici, foarte, foarte bine, e prima intervenție a brazilianului. Corner pentru cei de la Juventus Torino, nu l-au pe Ronaldo, deci nu ne facem griji, Lukaku îi trimite mai departe lui Pereira, dar se încurcă aceștia, avem câțiva fost jucători de prin seria, deci nu este o mare, o mare problemă, le vedem pe Sefer în acest moment, Sefer care o trimite lui Pereira, Pereira lui Teixeira, înaintează-l brazilianul, brazilianul nostru, prea mult, gata, Teixeira, știu că în China are ușei de astea, dar acum calmează-te, gata, hai să jucăm serios. Vedem acum pe Mariano Diaz, îi trimite acolo lui Ducure. Ducure simte un spațiu liber și cumva Andone, nouarul echipei, încearcă cumva acesta un fake shot. Spații libere și Andone cu un bar gol, cred că acolo cam zăpăceală acolo s-o burbei cumva jucătorii. De fapt, nu jucătorii, apărarea lui Juventus. Nu am înțeles exact ce s-a întâmplat, dar Andone se duce direct să se bucure cu fanii care au venit să susține echipa. Aici, da, la ghici, spațiu liber, un șut puternic, bară gol. Am avut parte și de puțin noroc, dar Florin Andone nu ratează al patrulea gol. Cred că este primul meci din grupe. Dar v-am zis, aici se pun și celelalte partide. De data aceasta se pun și meciurile din turul 3, nu doar din play-off. Bucure, o pasă mai departe, din nou la Andone. Andone vrea de unul singur să încerce ceva frumos. Îi ajunge mingea la Teixeira, dar o jucăm calm. Teixeira la balon de data aceasta. Teixeira cu finetul, doar că era pe mijlocul porții. Șesni o prinde cu lejeritate. Bă, dar totuși, nu știu ce se întâmplă aici cu apărarea celor de la Juventus. Apare destul de slăbuță. Pereira blocat puternic de către De Ligt acolo. Un fault aici pentru băieții din Torino, doar că nu știu ce vor face. A, încearcă oare un șut de la distanță, dar nici măcar pe poartă, Ranet acolo cât de cât concentrat. Nici măcar pe poartă, o jucăm foarte, foarte calm cu Sorescu, care Sorescu i-a trimis, dar târziu. O simțit foarte clar, o ridicat tușierul cu un minut înainte. Paniu nu chiar atât de clar, offside-ul. Ajunge mingea la Medici mai departe. Opa, cum o jucăm aici, băieți. Brazilianu mai departe. Ajunge mingea la Mariano. Trece Mariano, surprinzător. Și Mariano cu șut și el la apără Chesney. A reușit un gol norocos pentru că a fost bar în gol. Dar asta nu înseamnă că trebuie să ne forțăm norocul chiar atât de tare. Și Medici trimite direct pe mijlocul porții. Ultimele ocazii, băieți. Opa, o pasă mai departe. Ajunge cumva mingea la Teixeira, încearcă acesta și reușește să treacă încă una mai departe pentru Andone, dar făcut de către apărători, se fluieră 1-0 la Torino acasă, băiți. Se pare că Oțelul Galați descurcă destul de bine și la ce echipă avem, parcă nici nu mă miră. Shakhtar Donetsk 1-1 cu Barcelona, Moscova conduce United, deci Monaco conduce AC Milan. Da, nu, vă zic clar, deci am început cum trebuie, fără doar și poate, primul meci din grup trebuie să fie pentru echipele underrated. Ați văzut clar care este situația, toate echipele underrated, spectacol în Liga Campionilor. Ai Stoian la CDM, mai departe pierde mingea, normal. Totuși, vedem că jucătorul lor cu numărul 10 pierde balonul, i-a luat direct tricoul lui Dybala. De să jucăm foarte frumos. Francezul deposedat, din păcate, n-a fost pe fază. Unde este și el transfer confirmat? Din nou nu se zice echipa, dar măcar ne mulțumim că ne zic că sunt confirmați. Corea, să vedem dacă reușește să-i trimite noului De Car. Aproape să facem acolo un penalti din greșeală și scăpăm mingea. Scăpăm de minge, pardon, o dăm acolo de frică.
Andone la balon, Andone încearcă să trimită lui Teixeira și reușește acolo să trimită lui Teixeira. Teixeira care a încercat să dea o pasă cuiva, dar Sefer își lovește mingea de noi, se pare. Sefer acolo s-a dat în spate, în loc să o pasăm lui. Încercăm acum de posedăm cumva fază simpluță. Tot forțează acolo un penalt, dar nu reușesc. A intrat un OR și este acolo un jucător de posedat. Mariano Diaz reușește să treacă și este trimite o pasă lui Andone. Posese doar de 40% pentru noi. Trece cumva Andone, o pasă pentru Teixeira, îi se lasă mingea lui Lukaku. Lukaku, dar era în offside. O nouă schimbare, este și Foden, se pare. Nu știm ce jucător a intrat, dar jucătorii noștri în acest moment par a avea stamină. Va intra în schimb totuși Ghiocel pe partea aceasta, sau îl mai ținem puțin pe Lukaku, încă nu mă grăbesc. Se pare că următorul nostru meci va fi cu Lokomotiv Moscova, că am văzut acolo că Juventus se va întâlni cu Dortmund. Să avem grijă, bun, fault acolo al lui de posedare al lui Sorescu, Bamba. Vedem, sperăm să fiți, nu, dar este fraierit, înaintează Sorescu spre francezul și faultează, cred, degeaba prinde Neto acolo mingea, pentru că se dă lovitură liberă. Nu știu dacă încă a intrat Cristiano Ronaldo, sperăm să nu, dar Mariano stă pe fază, stă frumos pe fază. Apără Neto și nu se dă, nu este nici afară. Lukaku o dă de frică și el rodă foarte slăbuț. În acest moment Sefer vedem că este la balonă. Sefer pregătit să înainteze și se dă mingea lui Andone. Andone îl simte cumva acolo pe Teixeira. Teixeira care se grăbește. Teixeira scap balonul. Bă, este extrem de vitezoman, dar parcă și atât de neatent. Va intra cumva aici pe partea aceasta. Sefer și-l băgăm pe partea dreaptă pe Bărbuț pentru puțină viteză. După care următoarea schimbare va fi și Ghiocel și mai avem dreptul la încă unul și va ieși Mariano Diaz și va intra Alexander Pato în acest meci cu Juventus. Că mă gândesc că este dur. Mel era jucător la AC Milan, poate vrea joace acum puțin din nou împotriva lui Juventus Torino. Ia Sorescu împotriva lui Bamba, îl încurcă puțin acolo și fuge Sorescu. Fuge din nou Sorescu cu viteza lui foarte bună să-l deposedeze pe Saul și aproape că chiar reușește, nu ca aproape. Îi trimite mai departe mingea lui Teixeira îl așteaptă cumva pe Pato, dar aș fi vrut să fie la Sefer aia, dar n-am reușit. Ghiocel mai departe, francezul cu ultima noastră ocazie. Teixeira îi trimite lui Andone 1-1 cu portarul și Andone marchează golul de 2-0 și încheie acest prim meci Torino. Iar de la ei acasă, jucători la pământ. Format băieți, o echipă. Îți facem aici spectacol direct. Frumos, pasă, îmi place Teixeira. Păcat că, da, facem preluări prea lungi. E fură aici Andone, băieți, din câte se pare. Mândria de a fi cel mai bun marcator într-o competiție europeană lui Pato. Pato reușit să bată un record. Sperăm să facă asta și Andone în Liga Campionilor. Și păi băi, sper că v-a plăcut acest episod. Andone din nou cu nota 10. Barcelona întoarce, dar este ca Moscova bate acolo United-ul, meciuri destul de interesante. Totuși băieți, dacă v-a plăcut acest episod și vreți să vedeți episodul în continuare din această serie extraordinară, nu uitați, clar, să apăsați pe butonul de like pentru a susține această serie acum în ultimul sezon. Și nu uitați să apăsați și pe butonul de subscribe cu clopoțelul activat ca să primiți notificare în fiecare zi când mai postăm clipurile mele cu FIFA. Păi băieți, numele meu este Diez, vă urez la toți să aveți o zi extraordinară. Vă salut!